facem sub oblăduirea Harului Duhului Sfânt care vine pe rugăciune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Împlinitorule, Duhul Adevărului, care te pretinde ești și te poate împlinești, Cristierul Bunătății și Așteptătorul Oamenii Azi, vină și te sfârșește în noi și ne curățește pe noi de toată dinăciunea și mântuiește frumele sufletele noastre. Sfântul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, într-un numele Domnului, ne învățați la împreastrățită stăpâne. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți părinți, iubiți credincioși, George răspunde la început, țin un cuvânt și apoi eu voi pleca, am o întâlnire la București pe care trebuia să o am aseară, dar nu puteam să nu merg să fac o slujbă de pomenire la vrednica de aducere aminte a Spaziei Oțel Petrescu, care astăzi a fost înmormântată, am slujit și astăzi, am pomenit-o și la liturghie și la parastas. Și iată un simbol al credinței, al demnității, al dârzeniei, al bucuriei și biruinței în suferință. Aș vrea să încep cântându-i veșnica pomenire cu toți. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Dumnezeu să ierte și să primească, pentru că s-a mutat de la noi și nădăjduim să găsească răsplată pentru toate umilințele, pentru toate suferințele peste care s-a ridicat o femeie atât de dârză, o femeie atât de plină de bărbăție, asemenea femeilor milonosițe. Și s-a exprimat către niște ucenici care vrea să-i fac rugăciune, mă cunoștea de când eram la București, am mers la Jinava, am mers în Prahova și atunci era mult entuziasm, erau mulți dintre deținuții politici în viață și sigur că misgei mai dragi, de ce să nu spun, sunt oamenii care s-au spiritualizat prin aceste momente de curățire. Ei s-au spiritualizat, ei când vorbesc, vorbesc cu un ecou lăuntric, așa cum vorbea Aspazia Oțel, care trebuie să rămână în admirația și în amintirea tuturor. Și dacă nu mergeam, nu se pregătea atât de frumos, imediat când am spus că vreau să merg, sigur n-am fost refuzat, era colegul meu, înaltul Ioachim, și atunci a dat poruncă să fie adus în biserică. Era într-o căsuță mică, n-avea oameni unde să o vadă. Și o biserică mare, frumoasă, am vorbit cu cineva, a fost în mormântare, a slujit și în al preasfințitul. L-am rugat. Am fost împreună seară și iată o mare mărturisitoare care pleacă dintre noi și astăzi cel care avea aproape 2 ani când s-a făcut Unirea Mare, a plecat istoricul Neagu Giubara. Dumnezeu să le ierte și sub semnul acesta al istoriei noi vom depăna astăzi gânduri și raze care sperăm să le unim din mintea noastră cu cerul. Luați-o!